Este cunoscut faptul că bugetul Câmpulungului funcționează deficitar, încasările putând să acopere cu greu salariile angajaților. Primarul Elena Lasconi a anunțat cu fiecare ocazie evită faptul că nu sunt bani în buget pentru investiții, iar de curând, în ședința de Consiliu Local, a avut o izbucnire cu privire la sugestia consilierului Nicolae Zaharia de a suplimenta cu 50 de lei bursele care sunt date de guvern elevilor care au medii peste 9,50. Cu toate acestea, pe site-ul Primăriei Câmpulung a fost postat un anunț prin care este adus în atenția locuitorilor din zona Crețișoara faptul că municipalitatea intenționează să achiziționeze un teren de 2 hectare pentru asigurarea unei suprafețe de 20 de metri pătrați pe cap de locuitor de spațiu verde public, conform legislației pentru spațiile verzi. Cardierul Vișoi este deficitar la acest capitol. Pentru a asigura încadrarea în prevederile legale, precum și pentru promovarea Pugului la Agenția pentru Protecția Mediului, este necesară achiziționarea unei astfel de suprafețe de minimum 2 hectare în zona de intravilan. Făcând un calcul simplu, ne dăm seama că la mijloc ar fi vorba de o sumă apropiată de valoarea de 200.000 de euro. Cu acești bani s-ar putea plăti diferența de 50 de lei per copil meritos pe o perioadă de 10 ani.